Stați în aer Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu La Europa FM am revenit la Tați în aer cu subiectul nostru de astăzi, care este și interesant și greu, dar și amuzant în același timp. Alături de Miruna Ioani, vă reamintesc că are o comunitate foarte interesantă și probabil una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare comunitate de mămici. Nu vreau să mă duc în maxime, Miruna, să nu fie... De ce nu? De ce nu? Vorba aceea, da, da? da? Și blondele gândesc, o găsim pe social media și astăzi ea reprezintă mămicile. Acum, partea a doua a misiunii noastre, a întâlnirii noastre, va fi despre ce își doresc tații de la mame. Așa că, Miruna, să știi că ai voie și libertate să ne întrebi absolut orice. Dar, ca să creezi un fond, scuză-mă, Daniel, vreau să crez un liant foarte frumos. Să știți că noi tații, cel puțin cei maturi, am putut să acceptăm din primul moment faptul că noi nu vom înlocui niciodată mama în relația cu copiii noștri. Cât de mult am încercat să fiu acolo lângă băiatul meu, să orice oră, să-l alin, să, la lin, să vorbesc oricât de frumos, diferența dintre mine și mama lui, în momentul în care l-a luat în brațe, este de fiecare dată semnificativă. De, fie, de fiecare dată când îl doare, vrea la mama, nu la tata. Iar exemplele pot continua. Deci, suntem realiști. Atât voiam să subliniez. Da. Poate tu. Exact. Mulțumesc. Eu cred că mama e mamă, asta niciodată nu se poate schimba. Însă, Uh, hai să nu folosim asta atunci când suntem tați pe post de scuză de a nu face mai mult și mai mult și mai mult. Este foarte simplu să zici, Perfect. oh, eu niciodată nu o să fiu mamă sau copilul, ia să mai frec eu un pic TikTok-ul. Hello! Eu înțeleg și faptul că este greu ca tată să trăiești cu respingerea E, e greu, efectiv, indiferent că e copilul tău sau orice alt om, este foarte greu să perseverezi acolo unde tu, din nou și din nou, ești respins. Și cred că tații își petrec poate primii 2-3 ani din viața copilului lor în această respingere, când totdeauna între mama și tată, copilul o să o prefere pe mama, mai ales în primii ani. Mi-a mi zis la un moment dat o terapeută că stai liniștită, tatăl o să intre în viața copilului cu adevărat după 3 ani. Păi ce m-am enervat eu. Mm. Dar cumva acum, copiii mei au 5 și uh, 8 ani, tine să-i dau dreptate. Este foarte nedrept, că e foarte multă presiune acolo pe femei, dar uh, da. Deci ce-și doresc uh, tații de la mame? Ce-și doresc, Daniel? E o întrebare foarte bună. <laughs> Noi ne facem curaj vă, știi, să începem, nu? nu? Um... Hai să vă încep eu. Uh, Tații-și doresc oare mai multă înțelegere? Uite că tu în uh, intervenția precedentă, ai spus că nu este un argument să-l folosim în momentul în care venim acasă și spunem că suntem obosiți după o zi de muncă, da? da? Presupunând că noi mergem la muncă. Hai să luăm exemplul acesta și soția poate încă este în concediul de, <gânt> de maternitate. De opriți! Nu mă opresc Vă rog, opriți! Pentru că, o... acum știu că tu vei spune că eu o muncă și este, nu zice nimeni, nimeni nimic, dar te întreb, oare ar putea mămicile să fie mai înțelegătoare din când în când și cu tații când spun că sunt obosiți? Păi, în mod sigur, da. Pentru că altfel mâine divorțează toată lumea. Adică e necesar ca cineva să înțeleagă pe celălalt la un moment dat. Dar să știi că este foarte, foarte uh, intens, ca să zic așa, emoțional să stai cu copilul acasă și să faci în fiecare zi același lucru timp de foarte multe zile. În România de maternitate de 2 ani. Crede-mă că este mult mai liniște eu de multe ori aș prefera să mă duc undeva să-mi fac jobul meu în liniște unde nu trage nimeni fizic de mine, mamele sunt inclusiv agresate fizic, vine un moment când simți că nu-ți mai aparține corpul tău cineva te trage, mai ales dacă alăptează, este și mai intens eu sunt toată pro-alăptare dar este ceva fizic, simți că na, o parte din tine nu-ți mai aparține și contactul ăsta Permanent este o hiperstimulare de care oamenii acum încep să audă și să vorbească și este prea mult, da. Hai Întrebarea că lui a devenit și a venit într-un context foarte bun, pentru că atunci când eu devenisem tată, nu aveam voie să mi iau concediu parental de un an doi și așa mai departe. Acum se poate. Uh -huh. Și atunci ce facem în situația asta pe Mai care facem un la... copil? Ca să, adică... ca să vezi și tu cum e? Nu, voi doi că sunteți căsătoriți. Nu, okay? nu, noi doi, da. Fiecare da cu... să revenim la Nu, nu eu am stat destul, eu mi-am luat porția, mulțumesc. Înțelegi ce vreau să zic, adică eu am decis păchea. foarte tare să rămân eu acasă cu copilul, du-te tu, dragă, dacă vrei să fii femeie de succes, fă fără niciun fel de problemă succesul cap-coadă și mă ocup eu. Atunci, cum facem? Atunci ai fix la fel, numai că ei invers. Zici, la, exact, este fix la fel, numai că invers. Sunt de acord cu A. afirmația ta, dar invers. Să știi că, că și unui tată care stă acasă cu copilul tot timpul o să-i fie la fel de greu. Poate o să fie chiar un pic și mai greu, pentru că e și mai mult scos din zona de confort. Totuși, o femeie poate o mai văzut, nu știu, măcar s-o juca cu păpușile, poate mai mult când era mică față de un bărbat. Eu chiar cred asta. Eu o să vin cu o părere personală. nu mi e... se pare că e sustenabil această decizie ca tatăl să stea acasă, tocmai pentru că am stabilit mai devreme că mama este de neînlocuit, iar asta este o realitate. Din nou, oricât de atent ești, oricât de minunat ești ca tată, comunicarea aceea chimică, cred, energetică, nu se compară. Punct. Da, dar este. Nu mama a opurtat copilul în nou 9 luni. Exact. Da. Nu spun că e rău, dar spun că mi se pare că, adică, părerea mea este că e mult mai bine pentru copil să fie mama alături de el în primul an, mai ales de vie Sigur. Însă dacă nu există această opțiune și mama trebuie... Ne adaptăm, este ne absolut. Da, ne adaptăm. Absolut. Dacă stăm în Belgia avem trei luni de concediu. Știți asta? 3 da, și... luni de zile voi stai acasă și apoi... Cred că în multe alte țări, nu, numai în Belgia. Eu dacă da. aș fi continuat în uh, Marea Britanie, unde l-am născut pe băiețelul meu, când el ar fi avut 6-7 luni, ar fi trebuit să mă întorc la cabinet. În România am stat cu el trei ani, mă rog. Adică, și ca, ca să te întreb, uh, și ți o plăcut? Mi-a plăcut, da, mi-a plăcut foarte mult. A fost al, o alegere conștientă la mine, în momentul în care am început să crez blogul, m-am gândit pentru că oricum o dai ai altă libertate când lucrezi de acasă. Să nu zic că e ușor, atenție, e uf, foarte uh. greu, mai ales în pandemie a fost foarte, foarte greu, mai ales că um, oricine ar sta cu copilul, dacă și mama este acasă, îi face o concurență neloială a acelei persoane. Și o să fie mult mai greu de ținut copilul să nu se ducă peste mamă când ea lucrează într-un zoom sau într-o ședință sau ce face ea. Dar um, eu am ales să fac asta. S-ar putea ca alte femei sau alt părinți să aleagă diferit. Fiecare trebuie să știe ce e mai important pentru el. Gata, nu e tac. cazul meu da? ca să se înțeleagă și să se audă peste tot. Un prieten, tot. da? Dar de ce nu faceți la fel de bună ciorba ca mama mea? Mm -hmm. ce își doresc de, Hai de la mama? Hai bam, să spună o poveste. Da? <laughs> de ce nu faci chiftelele la fel de bune pe cât le face mama? Da. De ce nu calci cămășile la fel de bine pe cât le calcă mama și nu miros la fel de bine atunci când ies pe ușă, chiar dacă ai Auzi, așa avea eu aici. De ce nu? Să să te ține sunetul. În familia mea este poveste așa din tată în fiu care se duce și era străbunicul meu, care tot timpul îi zicea la străbunica, da Chivuță, de ce nu faci și tu mămăliga cum o făcea mama? Mămica. Și străbunica mea dat o ars mă măliga și odată o arsă rugând, rugându-se la toți sfinții să nu facă ăsta circ. Și o să când a zis, chivuță, nu acum ai nimerit mă măliga. <laughs> Înțelegi? Super. De fapt, nu există corect sau greșit, ci există ce i place fiecăruia și cu cei obișnuiți și așa mai departe. Dar chestia asta ce ai zis-o tu, din păcate, cred că este prezentă în foarte multe case în care bărbații încă mai au niște pretenții. Dar depinde, cred, foarte mult cum sunt împărțite rolurile. Dacă noi avem o convenție că eu stau acasă și am grijă de casă și de copii, și nu muncesc altceva, și tu mergi la serviciu și aduci banul, și asta e, și eu trebuie să-ți fac tocănița sau ciorba ca la mamicuța ta acasă, hai să încercăm să ne ținem de convenție. Problema este că în multe familii din momentul ăsta, femeia o cam uh, intrată intrat într-o capcană, pentru că ea o rămas cu casa și copiii, dar mai are și job pe lângă. Dacă ai ști câte dintre prietenele mele care s-au întors din concediu de maternitate la serviciu, mai viața lor de acasă o continua la fel. Pentru că... Mm -hmm. pe, adică, pentru partea masculină a familiei lor, nu contat că ăstea 8 ore au serviciu. În rest, cât erau acasă, trebuia să presteze la fel. Pretențiile și așteptările de la bărbat erau aceleași. Doar că ea mai muncea în plus 8 ore și altundeva. Măi, este o nebunie! Absolut, de acord. Dar, revenind un pic Așa. la subiectul nostru, ce-și doresc tații de la mame după ce a apărut măcar un copil în viața noastră. Da. De menționat asta. Tații își doresc ca mamele să re respecte pasiunile. Mm. Și anume? Așa. Întâlnirea cu băieții la bere, fotbalul. Plimbarea cu motocicleta. Ah, așa. Mașina de curse. Mai mm. spune Daniel. Antrenamentele, apropo, cursele de ciclism, toate gadgeturile care pot fi cumpărate, ne că bugetul FIFA. familiei, că trebuie să se înțeleagă de fapt că nu bugetul familiei este afectat de toate gadgeturile care trebuie să cumpărate. Și în general, în cazul nostru, pasiunile costă, că noi nu suntem atât de inventivi, noi trebuie să ne cumpărăm. Și care cumpăr, era mâncuri. întrebarea? Tații își doresc mai multă înțelegere de la mame când vine vorba despre pasiunile, pasiunile lor. lor. E normal după ce apare un copil, din nou. Mă, Pentru că eu asta cred înseamnă că... timp. Asta înseamnă timp da. în afara familiei. Eu cred că e important ca uh, tații să-și păstreze o bucățică, nu știu, dintr-o bucurie externă familiei. Eu sunt pro asta. Adică, cu alte cuvinte, da. în o săptămână, în octombrie, eu mă duc în delta cu băieții să pescuiesc. Eu... Nu știi de mine, n-am semnal, e A, treaba mea. Ai, ai, și ani, mai, să eu aș avea încredere și eu aș încuraja chestia asta. M te vezi? Și fără semnal? Da, și fără semnal. Adică nu știu, dacă se întâmplă ceva rău, sigur pe mine o să mă sune. De-aia ți-am zis să te- să, să, să ai răbdare. Te, te vezi, m-am îngrebit acum. Ai pregătit o următoare întâlnire. O în, întrebare. <laughs> eu cred că o relație fericită o viață fericită de familie este atunci când respectăm bucuriile fiecăruia și pasiunile. Eu nu-mi doresc de la partenerul meu să se sacrifice pentru binele familiei noastre, pentru că înțeleg că pe termen mediu și lung asta construiește un dezastru. Eu vreau ca el să fie fericit. Și dacă pot să-i ofer două ore, du-te, prietene, și fă cu astea două ore, ce-ți încarcă ție bateriile și întoarce-te la mine fericit. Bineînțeles că în limitele convenției. Da? Adică. Nu știu, nu te duci la femei. Nu mergi pe cu 200 nu, la oră. Nu, exact, nu te dai cu motocicleta. Dar, eu cred că e foarte important și sigur că asta trebuie să fie și reciprocă. Dar atunci când, știi, cred că este important să fie primul care are curaj să spună asta. Și după aia să vezi care sunt rezultatele. N-are cum să nu fie bine. Sigur că vorbim de o relație bazată pe încredere, pe onestitate, nu pe minciuni și pe șmecherii. Că atunci nu merge, știi, când tu ești toată ziua, că am mai văzut și cazuri din astea. El are sală, se duce la sală, pentru că pentru el contează felul în care arată. Bă, și pentru ea contează. <gri> pentru toată lumea contează cum arată, numai că ea săraca nu-și mai vede capul, nu mai poate respira, nu mai știe de capul ei, de ea mănâncă toată ziua din frigider. Că nu mai are de unde să-și ia energie de altundeva decât din ciocolată se face cât mai lucinei, păi vezi cum poți și tu contribui ca asta să nu se întâmple. Să-i să dai altceva în afară de încă ceva de făcut. Sunt atât de multe direcții prin care putem da. să o luăm și sunt de, atât de frumoase informațiile, încât emisiunea de astăzi pentru tați în aer, în primul rând, cred că este așa un mare avantaj pentru, pentru tați, să înțelegem mai bine și să. nici măcar să înțelegem, poate să ne reamintim, pentru că cred eu că cei mai mulți dintre noi suntem conștienți de nevoile persoanei cu care împărtășim viața, de nevoile partenerei, soției noastre, dar cred că și pentru mame să ne înțeleagă pe noi un pic mai bine. Știi, noi vorbim aici, Alex, de mame și de tați. De fapt, sunt bărbați și femei care au și rolul ăsta de mame și de tați. Sunt de acord cu tine, dar contextul totuși important de spus mamă și tată, pentru că dinamica după ce a apărut copilul se schimbă. De aceea, pentru că înainte când plecam la tură cu motorul nu mă gândeam de două îți spun sincer, pentru că vorba aceea și soția mea se ducea cu fetele, se plimba, nu avea niciun fel de problemă, da? și eu spuneam, ne vedem peste X zile. Acum, în schimb, nu mai e așa. Adică acum mă gândesc că o las singură, că o las doar cu Tudor, că o să-i fie greu, că trebuie să meargă și la serviciu și începe să se, cumva, să se încolsească dacă pot folosi acest cuvânt, și sentimentul de vinovăție în cazul o, Doamne, ajută! Asta este adevărul. Și atunci, tați își doresc de la mame să nu i blameze când, uh, uite, când... Sau nu, hai să o luăm altfel. Tați își doresc de la mame să le amintească că nu e niciun fel de problemă și n-ai de ce să te învinovățești? Uh, da, eu cred că sunt foarte puține cazurile de tați care se învinovățesc. Da, cred că sunt mult mai frecvente cazurile de mame care se învinovățesc și în în orice caz, ce trebuie să luăm acasă este că e important să respectăm și să hrănim bucuriile fiecăruia. Și dacă eu pot să contribui cu ceva la bucuriile tale, păi eu sunt prima care te trimit acolo. Și invers, tot așa. Mie îmi zicea soțul meu. Mă, eu așa de mult mă bucur când vă văd că dormiți dimineața. Când el pleca la spital și noi rămâneam cu bebelușul acasă și mai dormeam un pic. Și ziceam, crește inima, parcă mi-au -mi și eu energie când văd că poți și tu să dormi. Sigur că asta după aia se poate traduce în mers cu bicicleta, cu la fiecare ce simte pentru el. Mi-ar plăcea să fiu din nou important pentru tine. E, aici, da, aici intrăm într-o altă zonă, iartă mă te frumos, Daniel, dar simt nevoia să te rog. prezint afirmația te rog. ta, da? Avem da. această chestiune. Nu? Cum a făcut ochii mari, că a înțeles. Noi, da, noi tații avem această chestiune. De multe ori ne simțim dați la o parte. Pentru da. că cumva înțelegem că avem un copil 2, 3 și așa mai departe și ei devin foarte importanți, dar parcă în unele cazuri soția uită un pic de importanța mm. soțului. Am o întrebare. Ai 5 ani? Oh. Ai 2 ani sau ai 40, 25 de ani? Mie mi se pare că este o întrebare care evită răspunsul. Um, Superb. Nu este deloc o întrebare care evită răspunsul. Eu înțeleg că toată lumea vrea, știi, dar și femeia vrea un pic de timp pentru ea ca să se poată întâlni cu tine trebuie să fie întâi lucrurile aranjate la ea, știi? Că... Păi, stai un pic. Eu vin acasă, după ce am muncit opt ore, nu mă bag la somn, mă duc și plim copilul sau mă joc cu el în parc, îi fac toate plăcerile, îl duc la toate activitățile care trebuie făcute cu copilul sau care sunt dorite de copil, că sport sau că orice altă, nu știu, engleză, șah, alege tu. Iar când se termină totul și acasă ne reîntâlnim, Bine, întrebarea pe care tocmai am adresat-o. Păi Ce pregătire? Dacă... Că ți-am lăsat trei ore să te odihnești, să fii cu tine, să-ți faci părul, să te speli pe păr, să-ți faci da, unghiile. de câte ori pe an faci chestia asta? Da, ține aer în fiecare zi. Da. De-aia noi suntem oricum special și deosebiți, deci aici nu exact. se pune problema. Despre asta e vorba, știi că dacă faci asta o dată la, nu știu, două luni, o să fie greu. E greu pentru un om să... Uite, eu îți dau un exemplu. Eu fac duș în familia mea în continuare atunci când se poate, nu când se trebuie. Adică dimineața după ce pleacă ei toți uh, la școală. Eu în restul zilei nu am găsit încă un moment în care eu să pot lipsi din familia mea și asta se întâmplă de ani de zile. Na, cu să zic, dacă aș... Deci trebuie să-mi diminuez cumva așteptările sau să le ajustez? S uh, să le... Și nu vorbesc aici de eu, Daniel Osmanovic, eu vorbesc înțeleg, eu ca bărbat. Am înțeles, da, am înțeles. Cum era, vorbim despre un prieten, da? Întreb da. pentru un prieten. Exact. Cred că o preocupare mai eficientă sau constructivă ar fi să vezi ce are nevoie partenera să facă mai întâi pentru ea ca să vină cu găletușa plină să se întâlnească cu tine. Cred că așa funcționează mai corect. Să-i spui mai întâi, nu știu, ce-ți dorești tu să faci cu astea două ore sau trei ore și după aia te invit la un date la noi pe canapea. Deci, cu alte cuvinte, tot nu l-am pus pe bărbat pe primul loc nici în momentul ăsta, tot pe ea trebuie să o pun un pic în, pe primul loc și de-abia după aia eu o să fiu pe locul 1,5. Să se pună ea mai întâi pe primul loc. Da, să știi că nu-i greșit ce ai zis. Da, pentru că uh, femeile și mamele sunt așa niște femei care circulă cu bateria goală foarte mult timp și de la telefonul tău n-ai avea pretenția să te mai țină un joc, nu știu ce te joci tu pe telefon, dacă n-ar avea decât 1%, ca -i înțelege, mă, ăsta nu mai poate, sucombează, trebuie să-l bag în priză. Și, și la femei, tot așa. Ea yeah, a fost o ediție foarte interesantă. Atât pot spune acum a la terminat? finalul ei. Da, din păcate timpul nu mai este de partea a, dar noastră. Și câte mai avea de spus. Și câtea mai avea de spus. Care ar fi, uite, ultimul ultimul gând pe care simt să-l verbalizez? Că acum. nu este un concurs, știi? Nu este un, o competiție. Noi trebuie să lucrăm împreună și și noi, mamele, trebuie să vedem nevoile partenerului. Asta e foarte important pentru că nici viața Taților nu este ușoară, nici viața bărbatului nu-i floare la ureche după ce apare copilul. Și singura modalitate de a merge înainte împreună, și eu cred că asta ne dorim de fapt toți, că de asta ne-am adunat să facem o familie, este să ne vedem reciproc nevoile, să mă gândesc ce te bucură pe tine și să facă, să aibă curaj unul dintre cei doi să-și lase așteptările la ușă și să facă primul pas înspre celălalt, că dacă fiecare crede că, mă, eu am dreptate, dar sunt îndreptățită, că, uite, eu fac și dreg și calc și spăl și cresc copii și dreptatea de partea mea s-ar putea să fie și să mor cu dreptatea în mână. Și asta nu te aduce la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Mai degrabă te aduce blândețea și să-l ajut și pe celălalt să se exprime. La bărbați nu e așa de simplă chestia asta cu să, să scoată și, dacă ai răbdare să-l asculți și pe partenerul tău, să vezi cum e și pentru el, cred că de multe ori o să fii surprinsă cu lucruri Bine. foarte bune. Întotdeauna soluția e conectarea și iubirea. Este o concluzie foarte frumoasă, Miruna, și îți mulțumim tare mult pentru ea. Un singur gând aș vrea și eu să vă mai împărtășesc, dragii mei, și anume faptul că tații își doresc de la mame ca uneori să se gândească că poate le este teamă să se exprime 100% sincer, pentru că cumva societatea noastră ne-a crescut în acest spirit al masculinității, al curajului, mi-aș dori ca... Tații să fie conștienți că și ei pot întâlni o formă de depresie, pentru că noi vorbim tot timpul de depresia mamelor, dar și pentru tați schimbările sunt fundamentale și poate că nu o conștientizăm, dar ea este acolo și noi avem frici, foarte multe, dar din dorința de a încuraja de multe ori, noi nu alegem să le verbalizăm. Și să știți că toate aceste elemente se pot transforma într-o încărcătură pe care o vom purta acolo cu noi. De aceea vă sugerez cu drag, încurajați! dialogul, încurajați exprimarea sentimentelor atât de o parte cât și de cealaltă și, cum ne-a spus Miruna, să încercăm să ne întâlnim la mijloc. Adică în punctul ce ne-a legat și anume iubirea. Aplauze. Doamne. Aplauze, da, vă da, da. Aplauze. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și la această vă ediție. Tați naer. Miruna Ioani încă o dată o bucurie. Ne mai revedem la tați în că așa este frumos. Nu uităm, o găsim pe miruna pe și blondele gândesc, gândesc. Da? Așa da. scriu oameni, oamenii, pardon iar noi, prieteni, ne pregătim pentru o nouă oră pe frecvențele Europa FM. Aici vom rămâne. Dacă ne-ați urmărit pe YouTube, atunci aici ne luăm la revedere și vă spunem că ne vom reauzi și reîntâlni săptămâna viitoare. Alex Grecu, Daniel Osmanovici, Miruna Ioani. Vă mulțumim foarte mult. Rămâneți cu Europa FM. Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.